Mulțumesc. O să fac o scurtă referire la, începutul cuvântării domnului părinte, care a spus că e nevoie și de inteligență, dar și de înțelepciune. Cred că aici, în Victoria, avem dovada că și Camelia, dar și echipa pe care a adunat-o în jurul ei, are și inteligență și are și înțelepciune. Și cred că în județul Brașov avem dovada că prin inteligență și înțelepciune toți care au fost responsabili, toți cei care au pus o cărămidă la redeschiderea acestui spital au reușit să treacă peste divergențele politice și vreau să le mulțumesc pentru asta și domnului prefect și domnului președinte de Consiliu Județean. Tot domnul părinte a spus că inima care ne ține în viață e formată din, e susținută de trei mari componente. Una este educația, una este partea de sănătate fizică și una este cea spirituală. Cred că zilele acestea, mai mult decât oricând altă dată, avem nevoie ca toate aceste trei componente să colaboreze, pentru că vremurile prin care trecem sunt unele grele și avem nevoie și de educație, avem nevoie și de implicarea clerului, așa cum avem nevoie de toți medicii și tot personalul medical care să reziste și să treacă cu bine peste această perioadă. Mulțumesc frumos și mulțumesc frumos, Camelia, și felicitări tuturor celor din comunitatea orașului Victoria pentru ce ați reușit să faceți aici. Fără tine nu cred că am fi reușit.